Astăzi, invitata noastră este actrița Cătălina Mustață de la Teatrul Odeon, unde joacă într-un nou spectacol, are premieră, astăzi și mâine, spectacolul Pandorium, după celebrele fabule de la Fontaine, în regia lui Zoltan Bolaș. Cătălina, bun venit la radio. Mulțumesc de invitație! Mulțumim că ai acceptat invitația, cu toate că ești foarte ocupată și ai, repe ai avut repetiții. Ați terminat repetițiile? Avem și astăzi, pentru că avem și astăzi și mâine uh -huh. spectacol. Așteptăm iubitorii de teatru la aceste fabule fabuloase puse în scenă de Zoltan. Pentru că sunt fabuloase. Adică este un spectacol pe care o să-ți-l dorești să-l mai vezi, probabil. Sunt uh, fabuloase aceste mici capodopere spirituale în care apar niște personaje alegorice care rămân valabile chiar și în ziua de astăzi. Nu? Da, absolut, absolut. Este și o combinație, dacă vrei. Este, distribuția e făcută din opt fete și un singur băiat. Să spunem că în această seară și mâine seară, în premiera Pandorium, după fabule de la Fonten, tu joci alături de Conrad Mericofer, Alina Berzunțeanu, Madalina Ciotea, Sabrina Iașchevici, Ioana Morcoiu, Crina Mureșan, Paula Niculiță și Simona Popescu. Iată-ne! Da, cum, când ați avut ultima repetiție, cum a fost? Sunteți mulțumiți de produsul final? Încă suntem perfecționiști, trebuie care, după ce dau acest interviu, cu drag, avem repetiție, avem spectacol și mâine seara la fel. Este un, o încercare, este un challenge pentru toată lumea, pentru că această propunere de regie este, consider că este teatru de Mâine, dacă nu chiar să. De, de ce? Am înțeles că ni se promite o experiență teatrală complexă în care mișcarea și muzica sunt ridicate la același nivel cu cuvintele, încărcate de ironie exact. și umor. Exact. Personajul tău. Personajele mele? Da, personajele Aș... sunt mai multe, da? Da, păi cum? Joc mai un... multe animale. Joc un liliac, joc un corb, mai joc un șobolan. Corbul și vulpea, nu? Parcă e. Da. Care e personajul preferat? Liliaco. Liliaco. De ce? Nu știu, pentru că e cumva pe muzica lui Prince și mi-a plăcut propunerea lui Zoltan pentru acest uh, personaj. Uh, ce vreau să subliniez este faptul că, într-adevăr, uh, lumea se aseamănă cu animalele. Unor animalele sunt mai bune. Da. Constatăm asta de foarte multe ori, din păcate, mai ales din cauza oamenilor. Și e? nu, nu datorită animalelor, pentru că ele nu, nu au intenția anima. asta. Nu, nu, nu. nu e prima dată când joci în spectacol uh, regizat de Zoltan Tolaș. Nu. nu, sunt la a doilea Da, și spectacul. de ziua ta, pe 19 noiembrie, joci... Uh, uh, joc pentru binele pentru tău. binele meu, al tuturor. Al, al tuturor, meu, al tuturor. <laughs> da, tot în regia lui Zoltan. Și a doua zi, fabulele. Și joci și în uh, aeroport, la Teatrul Godo. da. Tot în uh, noiembrie te pot vedea da. cu gelunițul da. și așa. Am, am căutat pe internet mai multe informații despre tine, am căutat interviuri, nu prea am găsit, nu prea dai interviuri. De aceea sunt recunoscător um, că ai venit astăzi. Nu, 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 nu dau interviuri uh, la persoane pe care nu le respect. Mulțumesc! <laughs> Deci, stup. ideea este că, asta este în persoane publice și ideea este că îmi permit luxul de a-mi alege persoanele cu care stau de vorbă. Mulțumim frumos! Știi, mă gândesc că sunt totuși și alți artiști ușor dezamăgiți de presa de scandal, de acel tip de presă care aleargă după scandal. Aceea după... nu este presă. Uh, din punctul meu de vedere m-a fost acum și cu Elon Musk mm. am văzut toată nebunia. Da, toată nebunia e o practică de a publicului de la uh, clickbait breaking news, fake news și așa mai departe și am beneficiat de multe, fake news, da, să te de multe mm. fake news, de foarte multe fake news și n-am răspuns. Și cineva m-a și întrebat, dar tu de ce nu răspunzi? Și pentru că nu mi se pare ok, pentru că nu am stimă pentru aceia care scriu, care uh, dau știri false. Și atunci am refuzat să uh, dau curs uh, Provocărilor, ca să zic așa. Deși provocările pentru mine sunt în teatru, sunt în film, sunt în tot ceea ce fac. Provocările sunt pentru mine însă, sunt în concurență cu mine însă, niciodată cu altcineva și uh, consider că asta este adevărata concurență. Atunci când vorbeam cu prietenii că vine Cătălina Mustață la la Am văzut la noi, că mi-ai făcut Am... un super Da, dar nu e în America Ce? Cătălina? Unii credeau că ești în eu... America Tu ești în România, ești aici Ai Eu venit? sunt măritată în America, în Texas, unde uh -huh. mă duc și îmi fac vacanțele Dar n-am ratat nicio stagiune teatrală Deci eu sunt aici când nu e vacanță Și soțul? Va veni și el uh, acum de sărbători, ne facem, facem cu rândul, ca să zic așa, ne stabilim uh, un program în funcție de uh, uh, vacanța fiecăruia. Complicat totuși. Nu e simplă excursia peste ocean, dar ideea este că eu sunt în România, mm -hmm. sunt actriță în România, îmi respect meseria și asta îmi doresc să fac cât viețuiesc. Cred că fiecare rol e ca o creație aparte, e un rol, un rod al multor zile de repetiții, probabil nopți agitate, gânduri neliniști, incertitudini, căutări. Mă întreb după un rol greu, așa cum te reîncarci, cum reușești să te menții în formă, să mergi mai departe. Eu am avut un prim rol de forță, pentru că eu foarte multă vreme am fost distribuită ca ingenuă. Am jucat și Cordelia, am jucat și Solveig în Perghint și la un moment dat Cristian culea, s-a gândit că merit un rol de forță și mi-a dat Elena Nicolaevna. Știu că intram la pagina 38 și până acolo se vorbea despre mine, așa cum ai vorbit și tu astăzi în emisiune, înainte să vin eu. Da. Deci se vorbea despre mine, ca o personalitate. Nu-mi ieșea rolul de niciun fel. Și la un moment dat, pe stare de oboseală, S-a întâmplat un fenomen și Cristi s-a ridicat din sală și a zis, n-a fost o repetiție grozavă, dar Cătălina și-a găsit personajul și a fost rolul meu de forță prim în teatru, teatru era, mic. Era un actor care glumea, spunând că n-a fost grozavă repetiția, dar a fost utilă. <laughs> um... Cum mă refac? Depinde, nu Azi. e o regulă. Uneori simt nevoia să uh, uh, ies afară, să mă uit la plante, să uh, uh, să grădinăresc, dacă e. Alteori simt nevoia să mă închid și să dorm sau să uh, găsesc liniștea. Nu e, poate să... că sunt și roluri care îți dau energie, te reîncarcă ele, pentru că Se poate, cu da. fiecare personaj pe care joci, personaj nou, vreau să spun, uh, probabil descoper ceva nou și la tine după atâtea piese și roluri interpretate În... te mai surprind? noi descoperiți? Da. da! Da! Da, pentru că întotdeauna eu iau de la zero mm -hmm. și întotdeauna uh, am... Uh, mă surprind. Pe mine însă e culmea. Și te ajută teatrul să devii mai înțelegătoare, mai îngăduitoare sau mai cum? Față uh, de... Uh, da, absolut. Absolut. E o descoperire continuă a ființei tale, a inefabilului din tine. Eu de când mă știu am vrut să mă fac actriță și ideea este că atunci când uh, am revelații, pentru mine sunt bucurii. Uh, chiar dacă am și eșecurile m-au îmbogățit. Adică am realizat anumite lucruri care m-au ajutat în continuare în meseria pe care o fac. Și zâmbești foarte... Uite, din nou, ai zâmbit. Uh, ai o re rețetă? Un secret al succesului numai de tine știut cum Aduci zâmbetul atât de ușor. Gândesc adus. pozitiv. Pe dinăuntru meu am 15 ani. E o vârstă care îmi place foarte tare și nu vreau să o depășesc. Sau ceva din mine nu mă lasă să o depășesc. E minunat. Uh, și uh, îmi plac oamenii, iubesc oamenii, uh, iubesc ce în jurul meu și îmi place să dăruiesc la rândul meu. Uh, Lucrul ăsta. Poate pentru că și-ai primit și-ai simțit dragostea celorlalți. Da, e absolut. Și da. admirația multora uh, pentru tine, pentru felul în care ești și pentru ochii tăi albaștri pe care îi ascunzi din spatele unor lentile colorate. Uh, sunt mai sensibili la lumină, nu? Ochii albaștri, din câte știu, dar oferă și avantaje. Înțeleg că uh, vezi mai bine noaptea? Uh, unor da, da. Da, um, așa e. Ochii al oamenii cu ochii albaștri, au o, din câte știu, eu o toleranță mai mare la durere, uh, la alcool, uh, au o coordonare mai bună în mână ochi, nu știu, la tine cum e? Uh, nu știu, tot timpul mi se zice de ochi. Și uh, eu sunt cu bunica, bunica mea, care, uh, mama mamei uh -huh. care avea ochii albaștri și se -i spunea, îi se spunea rusalca. Deci era cu totul specială. La ochii să uitau. Chiar dacă am bătrânit, ochii i-au rămas uh, teribili. Dar ce vreau să spun este că eu m-am născut de ziua tatălui meu, am fost cadou lui de ziua lui și pe 19 iulie. Ai-ți putut uh, și... să-l să bucuri foarte mult pentru că asta faci. Joci de fiecare dată cu gândul la el? Absolut. Asta ai găsit-o în presă. Am spus um, chestia asta. Am, am... e ok, e ok, e în presă bună. <laughs> uh, da, așa este. Deci, nu există premieră la care să nu mă gândesc la Tata. Și știu că acolo unde e el, undeva sus, mă uh, păzește. Ce n-am găsit, n-am găsit despre el, ce ne poți spune despre el, ce meserie avea? Uh, tata, nu. Cum se numea? Tata avea voce de tenor, uh -huh. uh, n-a făcut-o, a făcut-o făcut o meserie pe care n-a iubit-o a făcut școala populară cu Ludovic Spitz la în Brașov. Era tenor. Era, avea o voce când erau petreceri la noi acasă și el cânta cânta romanțe deseori, dar cânta tăcea și musca. Adică era... Da, nu și-a făcut, nu și-a împlinit visul artistic și el mi-a zis Cătălina, răzbună artistic. Hm. Și Sanda Manu, profesoara mea de actorie, mi-a zis, hai că ce nume e ăsta Cătălina Mustață? Scrimbă și tu că ești din Brașov, zi Brașoveanu. Și am zis, nu doamnă, eu trebuie să-l răzbun artistii pe tatăl meu, am numele drept lui. care mi-am păstrat numele lui. E da. nume foarte frumos. Um, și mama? Mama a fost profesoară? Mama învățătoare. Învățătoare. Și, și... ar fi vrut să-i calci pe urmea, nu? Da, și... da, da. E Nu, nu s-a putut. Nici tu, nici sora ta? Nu. Camelia? Sora nu. mea Camelia este profesor universitar, doctor, uh, coordonator de doctorat la Facultatea de pe Colina din Brașov, Industrializarea Lemnului. Uh, în familia mea nu s-a întâmplat uh, un artist, s a întâmplat ingineri buni, uh, profesori, învățători și În adolescență, înțeleg că ai fost o fire mai retrasă, mai timidă Nu! Nu? Nu, am fost șefă de Maidan Dar scriai poezii A, scrieam poezii, adevărat Cred da. că nu le scrie pe Maidan Nu, nu. Când și... am ajuns să scriu poezii deja eram la școala populară de artă, la teatru și jucam inimă fierbinte o piesă în care jucase și Valii Seciu, eram foarte mândră că joc teatru deci, deja eram, scriam poezii, eram la 14 ani. Eu am fost șefă de Maidan de mic copil, de la 7 ani, 8 ani. Și o să scot și un roman Aha. care se numește Șefa de Maidan. Tu scrii, traduci? Am tradus, Ai piese. Tradus? am da. tradus piese de teatru, am tradus un roman. Șefa de Maidan. Ce Șefa de să... Maidan cu și despre Cătălina Mustață, va fi cartea pe care o să o scot. Nu mi-am propus să scriu, a venit de la sine. Sper să fie tradusă de alții. Uh, sau o tu? <laughs> uh, poate celor care vor avea nevoie de, de explicații. Vorba de Valeria Seciu. Nu uit că notat notasem că de-a lungul carierei a jucat cu cei mai mari actori. Cu Poldi Bălănuță, Popescu, Valeria Seciu, da. Gheorghe Visu, Dan Condorache, mulți alții. Da, da. Dar generațiile se schimbă. Acum joci cu actori foarte tineri. Uh, în seara Pe care îi iubesc. În seara asta cu uh, Conrad Mericofer sau Samădălina Ciotea, da, cum, da. E, cum e schimbul ăsta de generații? Eu am constatat la un moment dat și mi-am propus să nu fac chestia asta pentru că nici nu stă în fire de adminteri. Un fel de gelozie a tânărului, ca să zic, adică să vezi, să nu cultivi noua generație, mi se pare frustrant. Și uh, când am avut dovezi de genul ăsta, mi-am propus să nu fac niciodată. Și am colegi foarte tineri pe care îi ador și uh, îi cultiv cu mare dragoste și cu generozitate. Pentru unii dintre actori, uh, această meserie, actoria, e un fel de paradox. Unii, Pentru unii, știu eu, e o evadare. Uh, să fugă de ei înșiși și alții să se descopere sau să se dezvăluie. Pentru tine ce înseamnă actoria? Pentru mine înseamnă totul. Adică uh, sunt incluse și uh, astea, că te descoperi, că uh, faci o mulțime de lucruri, dar în momentul în care faci o meserie de vocație și îți place, atunci ai revelațiile și plăcerile și uh, sentimentele profunde pe care ți le dorești, când faci ceva din plăcere. Tot ce ai făcut, ai făcut din plăcere, bănuiesc, de-a lungul carierei ai avut mai multe feluri de birouri. De la scena de teatru, platoul de filmare, platoul de televiziune. Da. da. Ce fel de satisfacții ți-au adus fiecare? Platoul de televiziune am crezut că nu e ok, dar m-am mm. împrietenit cu camera video foarte tare în televiziune și uh, asta mi-a dat o relaxare în plus am cunoscut regizori importanți, regizori minunați uh, am avut această oportunitate să lucrez cu Mircea Veroiu cu uh, Alexandru Tatos cu mai mulți și cu Zoltan Bolaș care a fost și, și el cu actor și cu, da. da, Zoltan este actor este, se vede da. că e actor se simte faptul acesta că el schimbă perspectiva de la actorie la regie, uh, ajută? Da, o schimbă, o uh -huh. schimbă și uh, o schimbă uh, e esențial, consider, că uh, trebuie să fie regizor. Uh. El arată actorii, adică arată actorilor pe scenă ce au de făcut, pentru că nu se poate abține, pentru că este saltimbanc, pentru că este artist. Am avut uh, același tip de experiență cu Petru Vutcărău, de pildă care era actor la bază și regizor pe urmă și am făcut un spectacol minunat la teatru mic. Deci Zoltan are această posibilitate de a se dubla, nu numai că uh, uh, se dedublează, este un fenomen. El este un fenomen. Nu am întâlnit până acum, în experiența mea de care tot vorbești, un asemenea uh, fenomen de energie, energie totală. Este total acolo, este focusat pe tot ce are de făcut. Este atât de exact, știe, gândește. Lumina o face noaptea. Nu știm când doarme, nu știm când mănâncă, nu știm nimic. El este total acolo. Și în felul ăsta vă inspiră și pe voi, toată echipa? Absolut, uneori ne și zăpăcește, ne și termină, adică energetic. Uneori zici, mai stai puțin, că eu n-am energie ca Zoltan. Cele de la mine vă dau eu, spune el. Pandorium, așadar. Pandorium. În această așadar. seară, mâine seară cele două premiere, cele da. două spectacole de premieră a acestei piese, după Fabul de la Fontaine, în America. Ai mers, mergi la. Ai mers vreodată la teatru? în E absolut. Și sigur. cum e acolo? Există un cult al mm. publicului pentru teatru sau cei de la Hollywood no, au acaparat totul? Au acaparat și e musicalul. Uh -huh. Adică acolo am încercat să predau la o clasă de actorie ca voluntar, adică fără uh -huh. să fiu plătită. Și când am zis de Cehov, când am zis de uh, 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 Stanislavski. Uh, și le-am zis, pun Lee Strasberg, e pe, da e pe modelul lui Stanislavski. Un, uh, un elev și-a dormit. Adică uh, nu interesa nici um, gorki, nici nimic. Fun. Și atunci am vorbit de Tennessee Williams, așa. am vorbit despre Shakespeare, mai știau. Uh -huh. uh, am zis că sunt din Europa și au zis mai exact de unde, din România. Habar n-aveau unde Mie e România. No. Elev de liceu. Mă mir că au adormit. Uh, pentru că ai o voce care uh, reține atenția. Și mă gândesc că sunt foarte mulți oameni care, dacă nu te-au văzut, cel puțin te-au auzit în foarte multe da. reclame de-a lungul timpului, pentru că este o altă latură ta, uh, plăcerea de a-ți folosi vocea uh, și oportunitatea de a și câștiga din uh, acest talent. Da. Uh, vocea da, ta... am, făcut am făcut și teatru radiofonic. Și spuneam că ai înregistrat. Diverse reclame. Da. Te pricep la asta. Da. E o meserie cu totul la parte, nu? Uh, da, e. Sunt foarte curios pentru că. mă pasionează și pe mine acest domeniu. Ah, și... bun. Ok. Uh, eu am și microfon cu mine, tot uh -huh. timpul. Oriunde mă și duc eu. am, am Îl le... arăt, îl am aici. Microfonul, okay. microfonul de uh, freelancer, de da, exact. uh, remote, cum s spune. Uh, și. Uh, uh, am experiența asta, asta de, uf, de câtă vreme o fac, de 20 ți ceva. ți propune un exercițiu. Am un text, am pregătit aici, de fapt, două texte. Să-ți alegi unul dintre ele. Uh, sunt niște texte de promo pentru niște emisiuni. Nu trebuie să le spui uh, titlurile, uh, dar sunt niște texte care mi se par bune. Acum, ideea este să, auzim, să le auzim de la tine și să te transformi în acel voiceover care interpretează un, un text de promovare a unei emisiuni. Primul, al doilea? Primul. Primul. Ascultăm. Take one, Cătălina Mustață. Izolați în România. Când aprindem luminițele din ochii bunilor, când brazii sunt împodobiți cu zăpadă, când casa lor devine casa noastră, iar masa voastră este masa lor, îngeri și oameni se roagă împreună pentru noi toți. Wow! Așa se citește, așa se trăiește un Nu știu, un text, da, da. mi-au dat S lacrimile acum. E și omul din spatele textelor știi, sunt, ai cunoscut probabil mulți copywriteri, oameni uh, talentați da. care da. Da. știu să, să scrie un text și cărora Absolut. le datorăm ceea ce auzim, ceea ce vedem până la urmă și trăim cu toții la radio sau la televiziune. Um, Te-aș mai întreba dacă îți place să evadezi în alte lumi atunci când joci un rol. Simți nevoia asta sau uh, îți place așa cum te regăsești în momentele acelea? Uh, alte lumi, te refer la momentul în care uh, interpretezi un personaj, da. Uh, nu, se întâmplă un fenomen. Uh, intru cu totul. Deci dacă este simt ca personajul respectiv, adică mi se întâmplă ceva. Uh, sunt uh, um, sunt totală în ce fac și atunci uh, nu pot să de, să, uh, dec compun chestiile, adică sunt totale, sunt înăuntru, sunt intrinsece. Poate că asta vine și din uh, sau datorită poveștii. Uh, ce crezi că dă forța unei povești? Să captiveze, să atragă? Uh, ar fi mai multe la un loc, dar esențial uh, cred că este iubirea. Hm. E rețeta perfectă și odată cu ea, dacă ar fi să facem un sandwich, ca azi e ziua semvișului. da, n-am știut, punem și niște bun simț, niște răbdare, cum sugera un ascultător, A. și uh, dragoste neapărat. Mulțumim uh, din toată inima că ai venit astăzi, azi. succes cu eu, toate bun, mulțumesc. piesele, premierele mulțumesc care și... urmează, Pandorium. Mersi, mâine. și mâine seară la Teatrul Odeon cu Cătălina Mustață și alți actori foarte talentați.